Invit să vă ridicați în picioare pentru puțin timp pentru a citi două versete din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 2 și versetul 3, pagina 1158. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 2 și 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Reașezați-vă. Privindu-vă dimineață cum vă adunați la casa de închinare, până când locul acesta a devenit neîncăpător și știind că noi venim de departe, mi-au venit în minte cuvintele profetului Amos, care spunea din partea lui Dumnezeu, vorbind despre o vreme, capitolul 8 din Amos, versetul 11, iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. Noi nu mai pribegim până la capătul pământului să ascultăm cuvintele Domnului, ci chemăm predicatori de la capătul pământului să-l auzim. Am socotit că e mai economic decât să ne ducem așa de mulți oameni să aflăm cuvântul, mai bine să chemăm predicatori. Nu spun că este o vreme în care este lipsă de hrană, dar faptul că ne adunăm așa de mulți și chemăm predicatori de așa de departe este dovadă a secetei în care trăim, a vremii așa de uscate din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, în care ne ducem zilele. Societatea noastră este tot mai agresivă, nu doar anticreștină, ci și antiumană. Așa că avem așa de mare nevoie să auzim în zi de zi, săptămână de săptămână, cuvintele Domnului. Însetăm așa de repede. Când zic despre societatea în care trăim că este antiumană, mă refer la faptul că, deși trăim într-o societate care are tot mai multă grijă, între ghilimele, de oameni, mai ales voi beneficiați de ajutoare sociale, de creșterea copiilor, de servicii, în același timp, pentru că asta este unul dintre metodele diavolului, zicea Apostolul Pavel, că noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. Diavolul ne ucide îmbrățișându-ne. În același timp ne ia drepturile fundamentale ale vieții și ale omului. Eram în Irlanda în primăvara asta și împreună cu sora mea am mers la o biserică, pentru că biserica pe care o frecventam avea o serbare la care nu puteam să particip. Și acolo era un pastor irlandez și spunea, pentru că Irlanda este una dintre singurele țări din Europa și din lume în a cărei Constituție este prevăzut faptul că copiii care nu s-au născut au același drept la viață ca și orice ființă vie. Este o țară asupra căreia Uniunea Europeană face presiuni ca să accepte avortul, pentru că este interzis prin Constituție. Și spunea acest păstor că anul viitor va fi referendum național. În momentul de față, 60% din populația țării, după pronosticuri, e împotriva avortului, 40% e pentru avorturi. Dar se fac presiuni uriașe. Se pompează fonduri de miliarde de euro în Irlanda pentru a schimba mentalitatea opiniei publice vis-a-vis de avorturi. Trăim într-o societate în care o mamă care își pălmuiește copilașul la fund este stigmatizată, este considerată agresivă, violentă, în timp ce o mamă care și-a omorât propriul copil în pântec beneficiază de respect și drepturi. Trăim într-o lume în care, gândiți-vă ce s-a întâmplat în Norvegia. Mă gândesc la familia aceea în care le-a fost smulși copiii de lângă ei și doar în urma unor proteste masive au reușit să-și recapete. O lume care cei care nu au niciun drept să se apere, nu au posibilitatea să o facă, sunt tratați cu așa de mare violență. Să rupi copiii de lângă părinții lor naturali
și să-i îmânez unor cupluri de homosexuali, de lesbieni. Am fost în Anglia și îmi povesteau frații de o situație din Anglia, unde părinții au fost deposedați de copii și copiii chiar au fost înfiați unor familii de homosexuali. Și tatăl, pentru că a făcut proteste pentru ce s-a întâmplat, a ajuns în închisoare. Eu nu știu exact toată situația, ca să știu exact ce a făcut tatăl acela. Dar e suficient să ne dăm seama de faptul că trăim într-o societate nu doar anticreștină, nu doar pe Dumnezeu nu-L suportă, ci este o societate care devine tot mai demonică. Am ajuns să ne credem așa de deștepți încât să intervenim asupra vieții, putem să ne alegem sexul copilului nostru. Putem să decidem ce culoare vrem să aibă ochii. M-a chemat un coleg, un prieten care e doctor, la un curs a unui profesor despre genetică. Am ajuns să descoperim harta genetică a ființei umane. Așa cum avem harta geografică, avem harta ființei umane. Știm care gene este responsabil cu culoarea ochilor, cu culoarea părului, cu culoarea tenului. Și putem să umblăm la genetica ființei umane și să alegem să avem copil să fie fetiță sau băiat. Putem să alegem să fie blond sau brunet. Putem să alegem să aibă ochii negri sau albaștri. Avem deja, și cred că la asta se referă Apostolul Pavel când zice în Tesaloniceni despre omul fără de lege că se va ridica și va intra în templul lui Dumnezeu, nu cred că se referă la templul din Ierusalim, care nu cred eu, nu cred că are perspective apocaliptice, ci templul lui Dumnezeu, cred că la care făcea referire Apostolul Pavel, este creația. Creația este templul în care se închină umanitatea, totul cântă laudă și slavă Domnului. Asta este templul lui Dumnezeu, iar omul fără de lege cred că este tocmai acest spirit, curent umanist, în care am ajuns să avem așa de încredere în forțele omului încât să ne credem Dumnezei. Să putem să clonăm ființe umane, putem să facem ce vrem cu viața, dându-ne drept Dumnezei. Într-o astfel de societate trăim. De aia ne este sete după cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este singurul loc unde mai aflăm adevărul lui Dumnezeu. Spuneam soției recent, într-o societate în care lumea este bolnavă, dacă mai ești sănătos, ești considerat bolnav. Noi ăștia mai este europenii suntem considerați mai înapoiați, pentru că încă mai păstrăm ceva din sănătatea naturală a vieții, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și de aceea ne adunăm la casa de rugăciune, la casa de închinare, să mai auzim cuvintele Domnului, că suntem însetați după ele. Pentru că mass media, societatea noastră este tot mai agresivă în a-și provădui propriile lor valori. Și viața devine pe zi ce trece tot mai greu de dus. Și veți vedea după cum profețește Dumnezeu și prin spiritul profetic auzim mereu mesaje, cum zicea Pavel la un moment dat, că numai Duhul Sfânt mă înțeștează din cetate în cetate, ce legi se vor da în viitor. Eram tot în Irlanda când gaza la care stăteam avea televizorul pornit și la știri apărea informația că dacă, de exemplu, vrei să crești iepuri acasă, ai nevoie de minim 8 metri pătrați pentru un iepure, din care jumătate trebuie să fie spațiu verde, să nu fie stresat iepurile. Nu vă mirați dacă pe viitor se vor da legi prin care nu vom mai putea să avem copii, dacă nu avem spațiu suficient să-i creștem. Shavate Baștovoi, ăsta este un est-european, un ortodox din Republica Moldova, a scris o carte intitulată, ea este science fiction, e imaginară. Diavolul este politic corect, adică prin niște legi, prin rânduieri sociale acceptate de populație, va reuși diavolul să facă niște lucruri. El merge cu imaginația până la controlul populației, să ajungă la 2 miliarde de locuitori și așa mai departe, tot felul de legi care vor constrânge viața omului pe pământ într-o astfel de lume, într-o astfel de vreme în care, cum ziceam, suntem borbandați prin mass media de tot felul de informații, prin spiritul materialist al veacului nostru, care ne dă, cum ziceam, ne face să ne bucurăm de confort, de concedii, de vreme frumoasă, de grijă, nu mai ducem lipsă de nimic. Să ne fure, de fapt, cele mai mari comori pe care le avem. Spuneam copilașului meu într-o zi că trebuie să plec cu avionul și zice, tate, vreau să vin cu tine, dar dacă cumva se prăbușește avionul și mor? Mi-a zis copilul, tate, mai bine să mor cu tine decât să trăiesc fără tine. Adesea așa de mult credem că copilașii noștri au nevoie de nu știu ce lucruri. Uitând de fapt că ființa umană în primii săi ani e cea mai pură, așa zice Eclesiastul, că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană. După aia dobândim tot felul de vicleșuguri,
ne întinăm mintea și mentalitatea cu spiritul lumii în care trăim. Vreau în această dimineață să vă aduc în față valorile pe care le are creștinătatea, creștinismul pe care Dumnezeu le-a exprimat în Sfintele Scripturi, valori care ne șochează deseori. Când citesc Sfânta Scriptură, rămân mirat de faptul că Scriptura nu prea tratează probleme financiare. Nu vorbește despre sărăcie foarte mult. Nu spune cum să scap de sărăcie, nu-ți vorbește despre bogăție. Ci mă face să privesc lucrurile altfel. Domnul Iisus Hristos, de exemplu, s-a uitat la cei care aruncau în visteria templului și a zis, văzând o bătrânică care aruncă doi bănuți, doi cenți, să zicem acum traducerea noastră, și a zis, uite, asta a dat mai mult decât ceilalți care au aruncat poate mii de euro. Domnul a zis prin cuvântul înțeleptului în proverbe că cine dă cu mână largă ajunge mai bogat, iar altul care economisește prea mult face, nu face decât să sărăcească. Citesc în Sfintele Scripturi că valorile lui Dumnezeu sunt totalmente diferite. Vă citesc, de exemplu, în Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Vorbea Dumnezeu unei biserici care avea motive să zică că sunt bogați. Nu putea să zică că sunt bogați dacă erau muritori de foame. Aveau. Și Domnul zice despre voi, sunteți săraci. Iar altă biserică zicea despre sine în capitolul 2, versetul 9, știu necazul tău și știu și sărăcia ta, dar ești bogat. Ăștia ziceau că sunt săraci, dar Domnul zice, dar nu, da de unde, ești bogat. Va zice la Apostolul Pavel în Corinteni, zice, voi ați fost îmbogățiți în toate privințele unei biserici care se lupta cu sărăcia. Dumnezeu mă învață să văd lucrurile altfel, valorile sunt altfel așezate la Dumnezeu. Dumnezeu a zis despre bogați că sunt săraci, a venit un tânăr la el, bogat, avea de toate. Și Domnul i-a zis, dacă vrei să fii bogat, hai să te învăț eu, vinde tot. Nu o să mai ai nimic. Și mai mult, mai ție și o cruce. Și atunci de-abia devii bogat, că o să ai o comoară în ceruri, acolo unde ne-a învățat și pe noi să ne punem Dumnezeu comoara ca să o avem pentru viața viitoare. Dumnezeu vede lucrurile altfel. Și creștinii văd lucrurile și ar trebui să vadă lucrurile altfel. De-aia venim la adunare ca să ne ungem ochii cu alifie din aceasta și să vedem bine, pentru că altfel suntem orbiți de lumina societății în care trăim, de materialismul și de progresivitatea societății noastre din punct de vedere economic, care trebuie să recunoaștem că a ajuns la un progres nemai întâlnit în istorie. Când au avut oamenii atât de mulți bani ca astăzi, când au beneficiat oamenii de atât confort ca și astăzi, când a mai fost așa de multă lume în stare să aibă așa de mult. Suntem cea mai prosperă, să zic, societate din istoria care s-a scurs pe pământul acesta. Și totuși, din punct de vedere al lui Dumnezeu, suntem cei mai săraci, pentru că în timp ce ni se dă, ni se fură altceva. Și niciodată un hoț nu este întristat dacă îți dă 100 de lei, dacă știe că poate să-ți iei 1000 de euro. Pentru diavolul nu-i problemă că pierde. Că ne îmbogățim creștinii, că ducem bine, că avem adunări mari, că putem să evangelizăm lumea. Dacă știe că în schimb ne fură ceva ce ne-a dat Dumnezeu, ceva ce nu mai găsim niciunde decât în Sfintele Scripturi. Și aceea vreau să vorbesc de câteva valori. De exemplu, zice în Isaia, în capitolul 31, că frica de Domnul este comoara Sionului. Câți dintre noi mai considerăm frica de Dumnezeu o valoare extraordinară? Și cât de ușor o vindem această comoară pentru ce? Pentru niște bani. Dar în această dimineață am citit un text care mă duce cu gândul la trei dintre valorile creștinismului. Lucruri despre care Apostolul Pavel vorbea în 1 Corinteni 13. Zicea el acolo, din toate lucrurile care există pe pământul acesta, din toate lucrurile pe care ar putea să le adună un om, valoroase sunt doar lucrurile care rămân, care sunt trainice. Pentru că tot ce este pe pământul acesta va fi clătinat, va arde, cum zice Apostolul Petru. Rămân doar lucrurile care nu se clatină. Care sunt lucrurile alea care rămân? Acum, dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și acum am citit în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, că își ne aducem aminte, fără încetare, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre,
și de tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos pe care o aveți. Sau citim în tot în Noul Testament, în capitolul 5, versetul 8. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Pentru că aminte că am citit o povestioară, frații de la Betelul știu că le-am povestit-o. Mă duceam într-o zi după copilaș la școală și am găsit-o pe ușa clasei sale. Era vorba de un băiețel dintr-o familie bogată care a fost lăsat peste noapte de tatăl său la o familie săracă din localitatea lor. Să vadă cât de greu o ducă ea și cât de bine o duce el. Și să fie mai recunoscător, era singurul fiu al părinților săi, ceilalți aveau o familie numeroasă. Și după ce s-a întors, a doua zi, tatăl îl întreabă pe băiat, noi spunem cum a fost. Și băiatul zice, tati, noi avem un câine, i-au patru. N-aveau gard și câinii vagabond se adunaseră la ei în curte. Tatăl, noi avem o curte frumoasă, dar ei tot codul, toată pădurea de la marginea satului lor, n-au garduri, n-au limite, am fugit prin toată pădurea, ne-am alergat pe acolo, am fost liberi. Tatăl, noi avem piscină în curte. Dar piscina noastră e mică față de lacul pe care l-au ei. Tată, noi avem tavan frumos când mă culc seara, mă acoperă. La ei când te culci noaptea, cerul întreg te acoperă. Era, se vedea prin acoperiș. Îți mulțumesc, tăticule, că m-ai lăsat să vedem cât de săraci suntem. Așa gândea un copil. Dacă te-ai crezut bogat, vreau să-ți spun în ziua de astăzi că adevăratele valori care rămân din viața unui om sunt astea trei. Credința, nădejdea și dragostea. În ziua judecății, cum zicea fratele Sebi, aici nu o să poți să mergi la Dumnezeu cu daruri. Pe Dumnezeu nu o să-L poți cumpăra cu bani, cu mașina, cu casa ta. Dimpotrivă, avem în Scriptură niște perspective foarte tragice pentru creația asta. Biblia spune că într-o singură zi, și asta mă uimește când citesc în Apocalipsa, într-o singură zi va veni prăpădenia. Toate comorile astea, casele, mașinile, toate se vor sfârma într-o singură zi. Vă spuneam, mai fiind plecat și prin sănătate, mai vorbesc cu frații, mi-au povestit de criza din 2009. În scurt timp, frații care au fost foarte bogați, au devenit săraci, aveau case cumpărate în rate ca să închiriate și au pierdut chiriașii și au rămas fără case. Case care valorau 400-500 de mii de euro au ajuns să fie vândute cu 150 de mii, cu 100 de mii și nu le cumpăra nimeni. Valorile care le poți aduna astăzi sunt trecătoare și nu rezistă. Dar noi căutăm o cetate care are temelii tari, zice Biblia, al cărui meșter și zititor este Dumnezeu. Aleluia. Și în ziua aceea ne vom putea prezenta înaintea lui Dumnezeu cu astea, cu valorile astea spirituale. Așa că în această dimineață vă propun să ne evaluăm, să vedem cât de bogați sau sărați suntem. Nu să ne numărăm averile. Nu vă întreb să vă socotiți câte case aveți, câte mașini, câți bani, cât o să adunați să vă calculați astea. Asta nu le puteți calcula. Pentru că astăzi sunt și mâine se poate să nu mai fie. Azi e sănătos și lucrezi, mâine s-ar putea să nu mai fie. Azi câștigi bine, mâine s-ar putea să ți se înjumătățească veniturile. Azi e sănătos, mâine se poate să fii bolnav. Astea nu sunt clătinătoare, sunt trecătoare. Nu sunt trainice. Cât de bogați suntem în astea spirituale? Și acum am citit un text în care îmi spune în ce se măsoară astea. În ce se măsoară credința? Îmi aduc aminte de lucrarea credinței voastre. Credința lucrează. Și poți să-ți măsori credința în funcție de lucrarea ei în tine. Cât a lucrat credința în tine. Dacă te crezi un om credincios, întrebarea pe care mi-o pune textul când mă uit în oglindă și mă ung cu el, e ce a lucrat credința în viața mea? A schimbat credința ceva în viața mea? Vreau să vă dau un pasaj din Vechime foarte frumos în privința asta. Zice Biblia că la un moment dat băieții lui Iacov au plecat în Egipt după pâine, grâu, pentru că era foamete în Canaan. Iacov a rămas acasă. Au făcut de două ori drumul acesta, a doua oară când se întorc, vin cu o veste extraordinară pentru Iacov. Tată, Iosif trăiește! Fratele nostru Iosif, care se despărțise de el cu ani în urmă, și Iacov credea că l-a mâncat vreo fiară sălbatică pentru că i-au adus frații lui haina aceea muiată în sânge. Și acum vin cei 11 frați al lui Iosif și cred că într-un glas, care mai de care își dorea să-l informeze pe tăticul lui, Iosif trăiește, tată, el cărmuiește țara Egiptului.
Și Biblia spune că inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Dar în momentul în care a început să le spună frații lui, lui Iosef, a început să-i spună cuvintele lui Iosef, uite ce a zis Iosef. Și când a văzut afară carele care au fost trimise după Iacov și a dat seama că ceea ce a primit, informațiile care au fost aduse, sunt adevărate, s-a născut credința în el. Știți ce scrie Biblia? Bătrânul Iacov, înzilit, cărunt, gârbovit de ani și de necazuri, e ce Biblia că s-a înviorat, s-a sculat și a zis, destul! Nu mă mai interesează Canaan, nu mă interesează pericolele care mă voi întâmpina, că voi călători prin pustiu, prin așițări, fără aer condiționat, cum am călătorit noi, cu o viteză de cămilă, încetuți, încetuți, și voi pierde 40 de zile sau cât va dura drumul acesta. Dar vreau să mă duc să-l văd pe Iosif. Asta face credința. Credința te mișcă, lucrează în tine. Un om este cu atât mai credincios cu cât această credință a lucrat în el. Vorba lui Iacov, zicea el la un moment dat în epistola asta, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința din faptele mele. Acolo mi se vede credința. Ce a lucrat credința în mine? Sau cum zice aici în Tesaloniceni, nu Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi, care credeți. Credința este cea care îi face acces cuvântului să lucreze. Biblia spune Iacov, de exemplu, în epistola sa, că deși la un moment dat eram săraci, sau erau săraci cei cărora li s-a predicat Evanghelia, citim în Iacov capitolul 2, versetul 5, ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit celor ce-l iubesc? Știi, cu cât ești mai bogat în credință, cu cât această credință a lucrat mai mult pe tine. Cu cât această credință te-a transformat mai mult pe tine. În dimineața aceasta stau să mă evaluez. Credința mi-a schimbat ceva în viața mea. Dimineața la ora de rugăciune s-a citit textul din Filipeni 3. Și ce spune Apostolul Pavel despre sine? În momentul în care l-a întâlnit pe Hristos și a început să creadă în el, zice el în Filipeni 3, de la versetul 7, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos. Credința i-a schimbat totalmente modul în care a văzut lumea aceasta. Vreau să știți că firea noastră umană nu este compatibilă cu chemarea de copii al lui Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel în Roman, capitolul 11. Vă citesc cuvintele Marelui Apostol. Versetul citim de la versetul 22. Uite-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu și asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Alminterea vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, e vorba de evrei, dacă nu stăruie necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altuiască iarăși. Ei au fost ramurile firești în măslinul mântuirii, au fost tăiați pentru că n-au adus roade și în locul lor am fost altoiți noi. Să ne uităm la bunătatea aceasta lui Dumnezeu, că ne-a permis să intrăm în... Versetul 24. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din firea lui era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. Adică chemarea mea de copil al lui Dumnezeu este împotriva firii mele naturale. Dar credința în ceea ce îmi spune Dumnezeu lucrează în mine și îmi schimbă firea. Și vă citesc din Petru, 2 Petru capitolul 1, unde spune Marele Apostol Petru, citim versetul 3 și versetul 4, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pe care dacă le credem și le primim cu credință, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
Adică credința m-a transformat și dintr-un om care aveam o fire incompatibilă cu chemarea lui Dumnezeu, am devenit de o fire cu Dumnezeu, de o natură cu Dumnezeu, părtaș naturii divine. Asta este lucrarea credinței. Am devenit un om nou. Am fost schimbat. Lucrurile care mai înainte le iubeam, acum le urăsc. Lucrurile care mai înainte îmi erau respingătoare, acum mi-au devenit dragi. Și lucrurile care mai înainte le iubeam, acum mi-au devenit respingătoare și le urăsc. Copilașii mei, zice Ioan în epistola asta, nu iubiți lumea. Dacă iubește cineva lumea, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Suntem într-o dimineață în care putem să stăm să ne evaluăm în fața textelor biblice. Ne e dragă lumea? Ne sunt dragi lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu? Să nu ne lăudăm cu credința noastră, suntem săraci. Trebuie să mergem la Dumnezeu, să cumpărăm de la El, să ne îmbogățim cu credință. Dar această credință nu vine decât din cuvântul lui Dumnezeu, căci credința vine în urma auzirii. Și de aceea am nevoie să-L aud mereu, mereu cuvântul lui Dumnezeu, de aceea se provodește, pentru că credința vine doar în urma auzirii. Mă întorc la textul care l-am citit. Dacă credința se măsoară prin lucrarea ei și îmi dau seama că credința mare de lucru în mine, eu sunt o ființă care mă mâni, sunt o ființă care mă supăr, sunt o ființă care mă cert, sunt o ființă care greșesc, care iubesc unele lucruri de pe pământul acesta, care îmi doresc, am unele vise care sunt incompatibile cu chemarea mea și îmi dau seama că credința mare de lucrat în mine. În al doilea rând, dragostea, despre care spune Apostolul Pavel, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea, zice Apostolul. Dragostea, în ce se măsoară dragostea? Citim tot aici în text. Îmi amintesc de lucrarea credinței voastre și de osteniala dragostei, iubirii. E ceva ce mă miră aici în text. Iubirea nu te obosește. Când iubești, nu obosești. Obosești în momentul în care nu încetezi să mai iubești. Povestesc tinerii care sunt îndrăgostiți și acum când văd doi tineri îndrăgostiți și întrebi cât timp ai petrecut cu fata? Stat 2 ore, 3 ore, 4 ore. Ce-ați făcut 4 ore? Am stat pe bancă în parc. Poate n-au vorbit decât 5 minute în toate alea 4 ore. Dar nu s-au plictisit. Nu s-au obosit. Când iubești, nu te obosești. Când o iubești, nu ești invidios. Nu te supără succesele celuilalt. Care tată este invidios pe succesele fiului său? Dacă fiul tău e mai bogat ca tine, care dintre părinți e supărat? Sau îl urăște? Dragostea schimbă totalmente împrejurările în care trăiești. Când este invidie, când este ură între frați, când sunt neînțelegeri. Asta provin din lipsa de iubire. Totuși, de ce Apostolul Pavel vorbește aici de o osteneală a iubirii? Există o iubire naturală, o iubire care e stârnită de celălalt. Când îmi văd copilașii mei că cresc, că au succese, mă îndrăgostesc parcă mai mult de ei. Când soția mea se comportă frumos cu mine, mă îndrăgostesc mai mult de ea. Când frații din biserică îmi oferă apreciere, se comportă frumos, iubesc. Asta este ceva ușor și natural. Dar zicea Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Dacă dați doar acelora de la care ne îndrăjduiți să primiți, sau rudenilor voastre, cu ce sunteți mai deosebiți de celelalte neamuri, nu fac așa și ceilalți? Dovada că sunteți ucenicii mei e iubirea care va fi între voi. O iubire care trece dincolo de piedicile care sunt puse. Ori iubirea se ostenește în momentul în care trebuie să iubească ceva ce e de neiubit. Când fratele meu e mândru și arogant, asta pentru mine e ceva scârbos, e ceva urât. Natural nu se va porni niciodată un sentiment de iubire față de cineva care se arată arogant. Atunci începe o steneală a iubirii. Să pot să-l iubesc pe fratele meu arogant. Să pot să iubesc pe fratele meu asupritor. Să-l iubesc pe fratele meu care mă vorbește de rău. Vă citesc din Romani, capitolul 13, cuvintele Apostolului Pavel. Citim de la versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea.
De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă se mai poate fi, nu se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui său, dragostea deci este împlinirea legii. E datoria noastră să iubim pe toți. Și acum versetul 11. Și asta, cu atât mai mult cât știți în ce împrejurări ne aflăm, în ce împrejurări. Dar chemarea de a iubi pe toți oamenii și de a face bine la toți, zice Pavel că e cu atât mai urgentă cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Ce împrejurări? Împrejurări în care dragostea devine tot mai imposibilă. O împrejurări în care este tot mai greu să iubești. Oamenii sunt tot mai firești și mai lumești. N-a zis Domnul Iisus Hristos în Evanghelie că din pricina mulțirii fără de legilor dragostea celor mai mulți se va răci? Pentru că oamenii sunt tot mai răi. E tot mai greu să iubești. Ți s-a răcit dragostea față de oamenii ăștia? A spus Domnul că dragostea unora se răcește. Dragostea se măsoară prin osteneli. Cât de mult te ostenești să iubești? De ce prin osteneli? Pentru că în momentul în care întâlnești un om care este greu de iubit și greu de mulțumit, dragostea, cum spuneam, nu se va naște în inima mea niciodată așa de la sine. Știi ce trebuie să fac? Unor trebuie să depun efort să ajung să-l iubesc. Poate că fratele pe care îl consider mândru are nevoie de un ajutor din partea mea. Dacă mă duc și-l ajut, chiar dacă poate sunt mai sărac ca el, să vezi cum mi se vindecă inima și încep să-l iubesc așa cum este. Asta este un efort. Copiii mei fac prostii. Nu mă ascultă, se ceartă. Nu sunt așa cum mi-aș dori. Trebuie să mă ostenesc să iubesc uneori. Câtă oboseală trebuie să depun să-i împac, să-i mulțumesc pe fiecare, să stau de vorbă cu ei. Să ajung să iubesc în pofida situațiilor care îmi sunt puse în față. Dar să știți că dragostea nu se măsoară prin sentimentele noastre native. Dumnezeu nu cântărește dragostea asta naturală. Asta e normal ca orice părinte să-și ceie copilul în braț, să-și-l țină de mână, să-i dea de mâncare. Nici la păgân, cum zicea Domnul, nu vei întâlni un om care să-i dea copilul său un șarpe în loc de pește sau o piatră în loc de pâine. Nu pentru dragostea asta vom fi răsplătiți înaintea lui Dumnezeu, ci pentru acea dragoste dusă până la osteneală pentru iubirea celor la care sunt de neiubit. Spune odată un frate și mi-a plăcut enorm fraza lui dânsului: ca nu cumva să te pomenești într-o zi că lupți în armata diavolului, că diavolul este foarte șeret, te va face pentru cauze duhovnicești, pentru cauze spirituale să treci de partea lui și să-ți uciți proprii tăi frați. Ca să știi sigur că niciodată nu ești în armata diavolului, peste toată îmbrăcămintea ta întotdeauna să porți, nedeslipită de trup, mantaua iubirii frățești. Asta nu îmbracă diavolul niciodată. Diavolul niciodată nu-i va iubi pe frați, nu-i va iubi pe oameni. Dacă vrei să fii sigur că mai ești pe drum spre cer, verifică-ți dragostea. Dacă nu-i mai iubești pe frați, deja ai trecut pe o cale greșită. Degeaba prorocez, zice Apostol Pavel, degeaba predic, degeaba am credință, degeaba pot să fac dărnicii și să dau daruri, să fac sacrificii, să trimit bani la sărace România, să dau zecioială, să dau 20% din veniturile mele. Dacă nu iubesc pe frați, nu sunt nimic. Dragostea este semnul distinctiv al copiilor lui Dumnezeu. Prin asta vor ști oamenii că sunteți ucimii. Ori dragostea se măsoară prin osteneli. Cât de mult mă ostenesc să iubesc pe frați? Nu vă așteptați ca dragostea să se nască singur de la sine. Dragostea e adevărat că a venit în inima mea și sunt dator să o iubesc pe Dumnezeu pentru că El m-a iubit întâi. Îi spunea Domnului Petru: Petre, mă iubești mai mult decât ăștia? Toți. Doamne, dar de ce vrei tu să te iubesc eu pe tine mai mult decât toți ăștia? Nu-i suficient că te iubesc? Vrei să te iubesc mai mult decât toți? Și mi-am adus aminte că la un moment dat Domnul Iisus Hristos stătea în casa unui fariseu și a venit femeia aceea păcătoasă care i-a spălat picioarele cu lacrimile sale și Domnul i-a zis: vedeți, i-a zis lui Simon, cui se iartă puțin, iubește puțin, dar cui se iartă mult, iubește mult. Petre, ție cât ți-am iertat? Mai mult decât la toți ăștia. Niciunul dintre ei nu s-a lepădat ca tine de mine. Acum știi ce mă aștept de la tine? Dacă ți-am iertat mai mult decât la toți, să mă iubești mai mult decât toți. De aia îți cer, Petre, și te întreb în fața toți: mă iubești mai mult decât toți ăștia? Cu ce pot eu să întorc înaintea, înapoi binefacele Domnului? Să iubesc pe frații mei,
așa cum Domnul m-a iubit pe mine. Domnul să ne ajute. Și în al treilea rând, apropiindu-ne de încheiere, timpul a trecut și căldura face ca atmosfera să fie foarte obositoare. Citesc în textul din Corinteni, din Tesaloniceni aici, că mi-aduc aminte de lucrarea credinței, de osteneala dragostei și de tăria nădejdii. Nădejdea se măsoară prin puterea ei, cât de tare este. Vedeți, de exemplu, dacă am un magnet. Un magnet nu se va măsura niciodată prin volumul său. Un magnet îl măsor prin puterea lui de atracție. Uneori am un magnet poate cât o unghie. Dar așa putere de a se lipi de un metal încă nu reușesc să-l dezlipesc cu mâna. Am nevoie de ustensile, de un pațent, de un șurmeze. Alteori am un magnet cât un pumn și cade jos sub greutatea lui, nu se ține aproape deloc. Nădejdea se măsoară prin forța ei. Și pe măsură ce o nădejde este mai puternică, cu atât este mai capabilă să ordoneze întreaga viață acelei nădejdi. De exemplu, cineva ți-a făgăduit că peste o lună de zile te va duce în America, să zic. Și ce se întâmplă cu viața ta? Toată viața ta se va ordona după această nădejde pe care o ai. Dacă ai o nădejde sigură, dacă cel care ți-a făcut făgăduința este vrednic de încredere. Nu o să-ți mai cumpere aici acasă. Nu o să-ți mai cumperi mașini, nu o să mai faci investiții aici. Toată viața ta de acum, că omul este singura ființă capabilă să-și planifice viitorul. Nici o ființă de pe pământul acesta nu-și planifică viitorul decât omul. Omul se gândește la viitor. Și dacă cineva ți-a făcut o astfel de făgăduință, toată viața ta se ordonează după această făgăduință. Știți că Dumnezeu ne-a făcut niște făgăduințe în Sfintele Scripturi. Tăria nădejdii noastre, forța acestei nădejdi se măsoară prin cât de mult a ordonat nădejdea aceasta viața mea. Cât de mult îmi orientez viața după această nădejde. Am venit în Germania, am plecat la capătul lumii, m-am așezat într-un loc din lumea aceasta. Cum îmi trăiesc viața? Cum îmi ordonez alegerile și principiile în viață? În funcție de această nădejde? Sau în funcție de mersul pieții? Măi, acolo, uite, dacă faci așa, câștigi, o să ajungi, să duci o viață bună, poți să ajungi în cutare loc. Sau mă ordonez în fiecare zi după făgăduința pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Eu am o chemare ca într-o zi să moștenesc împărăția lui Dumnezeu, să fiu stăpân într-o cetate pe care Dumnezeu a instaurat-o, nu din lumea aceasta. Eu am o chemare de copil al lui Dumnezeu, eu sunt o lumină în lume, sunt sarea pământului. Nădejdea din viața noastră care rămâne se măsoară prin cât de puternică este, cât de mult îmi ordonează viața după ea. Vă citesc din Evrei, capitolul 6, versetul 7, de la versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui a venit cu un jurământ. Dumnezeu vrea să dovedească celor ce moșteneau făgăduințele sale. Ăștia suntem noi. Faptul că Dumnezeu nu are de gând să se răzgândească, să se schimbe, să zică într-o zi, nu o să mai fac ce ți-am zis. Îmi schimb planurile. Ca să dovedească Dumnezeu că nu se schimbă și să câștige încrederea celor ce le-a făcut făgăduința, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Adică ca eu să nu mă îndoiesc de ce mi-a făgăduit Dumnezeu. Pe lângă faptul că Dumnezeu când spune ceva nu minte și are putere să facă, a mai adăugat un jurământ. A zis, uite, jur că voi face asta. Așa că orice îndoială, orice clătinare în nădejde nu mai este îndreptățită. Dar nădejdea, știți unde îi se vede puterea cel mai mult? Atunci când este amânată. Ori trebuie să vă spun că Dumnezeu a întârziat cel mai mult în istorie, dintre toți cei care au făcut făgăduințe. Niciunul nu este mai întârziat ca Dumnezeu, dacă pot să spun întârziat. Deși zice Petru că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, totuși trebuie să recunoaștem că Dumnezeu nu a dat niciunui sfânt din istorie ce i-a făgăduit. Evrei, capitolul 11.
Toți aceștia măcar că au murit în credința lor, n-au primit cele fusese făgăduite. Și această amânare te face să slăbești în nădejde. Tocmai de aceea, să știți, nădejdea este cu atât mai puternică cu cât rezistă împrejurărilor potrivnice. Reziști, deși trece timpul și vezi că lucrurile nu merg cum zice Dumnezeu? Deși vezi că istoria o ia în altă parte, tu rămâi fidel făgăduințelor lui Dumnezeu? Vor veni batjocoritori prin debatjocuri și ne vor pierde tăria prin argumentele care le aduc. De aceea cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cine se agață cu toată puterea de aceste făgăduințe. Și închei cu textul din Apocalipsa, capitolul 7, unde Domnul Iisus Hristos vorbește aici prin Ioan. Citim în versetul 13. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-au răspuns ei, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Așa este intitulată viața pe pământ, necazul cel mare în Scriptură. N-a fost societate care să nu scuse din necazul ăsta cel mare. N-au fost sfinți care să... N-a fost epocă din istorie în care sfinții să nu fie plătit preț de martiri, în care sângele sfinților să nu fie vărsat. N-a fost vreme în care viața cu Dumnezeu să fi fost ușoară. Toți sfinții și-au aruncat privirile. De ce Avram, cât era de bogat, căuta o altă cetate? Era foarte împlinit de vremea lui și de societate. Toți și-au ancorat viața în viitorul acela promis de Dumnezeu. Ei și-au spălat, de ceea ce aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nicio alta așiță, nu o să avem nevoie de aer condiționat acolo, nu o să ne mai fie cald. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Amin.